De viață, vă mulțumesc foarte mult că ați rămas cu noi, doamnelor și domnilor. Este o întâlnire și pentru mine extrem de provocatoare, așa, pentru că de obicei m-ați văzut în combinație cu politicieni, adică politicieni, miniștri, oameni care ar face orice, dar orice, vă spun asta ca ziarist cu experiență, asta câtă e, orice să ascundă, să nu spună nimic dacă s-ar putea. Cătălin Botezatu, despre care unii spun controversat, eu nu-mi permit să spun asta, a acceptat să povestească, sper că acceptă să povestească, îi fac un proces de intenție despre viața lui și despre lumea bună, da, fără ascunzișuri, fără ocolișuri. O să fie o discuție foarte sinceră și am să vă spun de ce, pentru că îmi doresc foarte mult să aflu, dincolo de glamour, care-i treaba de fapt. Cătălin a povestit pentru ziariștii care l-au intervievat de-a lungul timpului, el fiind o persoană foarte deschisă, că n-are nicio problemă să vorbească despre niciun fel de subiect. Niciun subiect nu este tabu pentru tine, așa ai zis la un moment dat, pentru evenimentul zilei, te-au întrebat și a zis, și chiar te-au întrebat din viața ta intimă lucruri foarte aplicate, adică foarte aplicate. Mă uitam pe și declarații ale tale. Și asumate. A zis, domne, dar știți, dumneavoastră cu fetele și oaia, și domne, nu una, două, trei, în pat, aveam momente când făceam, eram cu foarte multe femei odată, în același timp, în același pat. Eu nu, Cătălin, uite o secundă la mine și îți mulțumesc foarte mult că ai venit. Eu, pe mine nu mă interesează lucrurile astea, pentru că astea țin de cât vrei tu să povestești și cât de, cât de importante sunt pentru tine să le spui și altor oameni care sunt extrem de inhibați și cred că dacă nu vorbesc despre lucruri, ele nu sunt, nu se întâmplă. Pe mine m-ar interesa însă altceva, pentru că nu avem foarte mult timp la dispoziție. Dacă mâine ar fi, eu mă uit la tine, miroși bine, ești un tip, manechinul anului în Europa, la un moment dat, businessman, un om foarte bogat, curtat, toate femeile sunt. Dacă mâine ar fi ultima zi de viață, există ceva ce regreți profund din ce ai trăit până acum? Sau ai face complet altfel? Nu. Și dacă ar fi să o iau de la capăt, aș face aceleași greșeli. Greșeli, da. Foarte tare. Pentru cine spune nu regret nimic, aș face cu totul și totul altceva, se înșeală sau minte. Sau se înșeală propria persoană, pentru că nu vei face la fel. Dacă ești un om sensibil, un om profund, vei face la fel, cu aceeași profunzime, cu aceeași inimă, cu aceeași căldură. Eu pentru sunt că acel tu spui tip că greșelile le-ai făcut crezând că faci ce trebuie. Da, dacă în dragoste, să spunem, aș face o greșeală, categoric aș repeta-o dacă persoana ar merita. Poate că pentru început te înșeli. La sfârșit îți dai seama că n-a meritat sau a meritat. Nu contează, dar faci aceleași greșeli. Adică tu spui că forța cu care te implici într-o relație sau într-o poveste contează mai mult decât finalul acelei povești. Da, la mine contează foarte mult. Primul impact, aș fi ipocrit, era să nu spun vizual, după care frecvența, chimia pe care o stabilim și dacă cu persoana respectivă o stabilesc această chimie și frecvență, mă poate avea forever, pentru că contrar aparentelor, pentru că sunt un săgetător și așa cum spuneam mai devreme, zburdalnic, reușește din când în când câte cineva, sunt și un cal de foc în același timp, să-mi pună căpăstru. Știi, am eu o vorbă care întotdeauna spun, eu nu sunt un cal de ăsta de pur sânge, sunt un cal pur sânge care niciodată n-a alergat pentru a câștiga o cursă, ci pentru a-și întreține formă. Îmi place să-mi întrețin formă, îmi place să fiu eu, nu-mi place ipocrizia, tocmai de aceea am răspuns ziariștilor, bine, până la o anumită limită, pentru că nu poți intra cu bocanci în viața intimă a unei persoane publice, dar am răspuns sincer, nu m-am ascuns, nu mi-am pus măști, deși de foarte multe ori publicul m-a dorit cocoțat pe acel piedestal cu măști. Dacă eu aveam probleme și le spuneam la televizor, lumea spunea, botezatul nu poate să aibă astfel de probleme, exact. Nu poate să nu fie fericit, ba da, botezatul plânge, râde, are stări de depresie, are probleme, are angajați care trăiesc de pe urma lui și trebuie să dea dovadă de verticalitate, de responsabilitate pentru acești oameni. Dacă eu mâine nu mai există, probabil sute de oameni care lucrează pentru mine rămân pe drumul, Doamne ferește. Deci sunt probleme cu care mă confrunt. Viața mea nu înseamnă doar fotografii în insule exotice, pe care și alea sunt de fapt niște promovări. Totul este un job la mine. Dacă merg într-o insulă, nu mă duc să mă distrez sau să fac tot timpul diving, ceea ce îmi place foarte tare. Merg să promovez acea locație, merg să fac shooting-uri foto. Eu încerc întotdeauna să îmbin utilul cu plăcutul. Ai face aceleași greșeli, da? Categoric. Ai face aceeași mai mare greșeală?
Dacă stau să dau timpul înapoi și să mă duc așa în urmă cu vreo 30 de ani, perioada asta înseamnă, mea neagră. Asta înseamnă... Perioada mea neagră. Nu, am avut perioada bună când am început, când am fost manechin, când am câștigat... 85, da? Oh, da, 85 încolo. Pentru cel mai bun și cel mai rapid manechin european, când am fost favoritul femeie. Versace, da, da. Familiei da. Ceaușescu, Versace, bla, bla, după care a urmat o ascensiune în asta, vum, și o cădere. Din cauza unui scandal politico-financiar de care nici nu vreau să mai aduc aminte, pentru că dacă acum aș dezvolta acest subiect, probabil că avea temă de subiecte politice un an de zile. Dar nu pentru că acei oameni încă există și nu vreau să mai fac rău nimănui, pentru că există un Dumnezeu care la urma urmei va face dreptate. Deci te-au executat? M-au executat? M-au executat cu sânge rece. Asta este cuvântul, dar nu contează. E bine că... Cu ce încurcai? Încurcam cu afacerile mele, cu banii pe care aveam și pe care și doreau pe toți. I-au avut până la urmă. M-au lăsat sărac lipit. Ți-au cerut bani și nu le-ai dat? Ba da, le-am dat, dar i-au vrut pe toți. Eu povestesc. Ai funcționat cu taxă de protecție politică? Da. Da, a fost culmea, chiar și Cătălin Botezatu a funcționat acum 25 de ani cu taxă de protecție. Acum 25 de ani? Nu e acum un milion de ani? Nu, e curând, dar tocmai pentru că acele persoane mai sunt și pentru că acel scandal... Care fac politică probabil în continuare. Unii da. Vreau să am închis subiect, am scris o carte prin care, și printre rânduri, cine știe, a putut să... Printre cită. Rânduri, că printre... n-ai spus lucruri foarte clare. Repet, n-am vrut să mai dezgrop morții și... De fapt, n-am mai vrut nimic. Am vrut doar să demonstrez oamenilor că s-au înșelat, cei care m-au catalogat greșit și repede s-au înșelat și că am reușit să fiu mult mai puternic, mult mai bogat din toate punctele de vedere, ceea ce pentru mine este extraordinar. Perioada neagră, ai spus, ai repetat cea mai mare greșeală? Atunci, despre acea perioadă. Poate că atunci n-aș fi, dacă m-aș întoarce atunci în timp, n-aș mai face același greșel. Aș fi mai puțin mai strategic, puțin mai atent, puțin mai egoist, nu știu, câte puțin din fiecare și probabil ce s-a întâmplat atunci nu s-ar fi întâmplat până la capăt, ca să spun așa. Dar nu contează. Este asumat. Foarte interesant, deci un om ca tine n-ar repeta greșelile care țin de viața asta socială, da, legată de business și felul în care s-a mișcat și, atunci și perioada în relație ce? Cu puterea, în relație cu politicul. Drumul meu a fost, deși a fost foarte sinuos, întotdeauna am încercat să-l transform într-o autostradă dreaptă pe care s-o parcurg cu cea mai mare viteză. Nu pot spune că am fost un fericit și totul a fost roz. Nu. A fost destul de colorat. Tot timpul a fost în non-culorile astea, negru, alb, mai puțin. Dar am reușit să fac lumină imediat. Cea mai mare greșeală aia a fost din perioada neagră, da. Când te-ai mișcat când foarte am avut prost. Avut încredere în oameni, am dat girul unor oameni care nu meritau asta. Oamenii care erau lângă mine, ei au fost mult prea creduli. Ți-a fost frică să nu ajungi în pușcărie? Ba, am ajuns și acolo. Să nu stai foarte mult acolo? Am făcut un arest preventiv, slavă Domnului. Mi-am asumat și asta, m-a ajutat să învăț niște lucruri statul acela acolo. Mi-am dat seama cât de mizerabilă este această lume. Nu cea din are sau nu din pușcărie, ares, lumea da. Care mă băgase acolo și care mă intenționa să mă țin acolo cât mai mult până trecea o campanie electorală. Dar, repet, nu vreau să vorbesc acum că sunt sărbători și nu vreau, dar m-a ajutat foarte mult pentru că am văzut pragul de jos, îl văzusem și în alte situații, dar am văzut pragul de jos și am ieșit de acolo mult mai motivat. Mult mai motivat, mult mai determinat, mult mai cu dorința de a arăta că sunt puternic, că sunt cel mai bun. De atunci, de la acel moment încolo, ai mai dat taxe de protecție ca să funcționezi ca om de afaceri? Pentru că nu aveam ce să mai dau. Chiar dacă ar fi trebuit să mai dau, o dădeam cu prețul vieții. M-aș fi luptat până la moarte. Pentru că am zis, dacă cineva mai atacă, voi fi ca leul acela care atacă primul, mușcă primul, ca să nu mai fie mușcat. Deci asta este sfatul pe care tu îl dai oamenilor care se uită acum la noi, dacă li se cere taxe de protecție, că sunt foarte mulți oameni și investitori români. E o junglă permanentă în care dacă nu muști primul, vei fi mușcat, vei fi hăcuit. Mușcați primii, dacă sunteți curați, cum ar veni? Sigur că da, dacă n-aveți nimic de ascuns. Da. Și tu n-aveai nimic de ascuns atunci? Nu. Și cu toate astea? Nu, eu aveam doar de făcut ceva pentru această țară minunată în care trăiam și pentru care, tocmai de aceea n-am fost un laș, am rămas să sting toate luminile când se vor stinge toate luminile. Nu am dus afară, deși am avut o groază de propuneri de a lucra în toate domeniile, mai ales în cel de fashion. Deci nu, am zis rămân aici, lucrez aici, sunt român, voi rămâne român prin excelență. Nu. Când stai singur cu Dumnezeu, așa,
Îi te plângi? Îi cer lucruri? Nu. Sau îi mulțumești? Îi mulțumesc. Rugăciunile mele, care sunt în fiecare seară, iară, controlul aparențelor, încep prin a spune îți mulțumesc pentru ziua de ieri, pentru ziua de azi și pentru ziua de mâine. Îi cer, în primul rând, să îi ajute pe ceilalți și nu, în ultimul rând, pe mine. Și am învățat în ultima perioadă să nu mai folosesc cuvântul eu. Vreau să folosesc, pentru că eu înseamnă egoist. Eu vreau, eu își cer, eu nu. Încerc să folosesc cuvântul voi, noi. Asta înseamnă să dăruiești. E cel mai frumos lucru. Ai riduri? Da. Ai mai multe riduri decât am eu? Nu știu. Ce crezi? Tu n-ai riduri. Ți-e frică de bătrânețe? Nu. Este o chestie firească în viața oamenilor și ca și moartea și viața, toate sunt firești. Nu trebuie să ne frică de nimic. Vezi momentul? Vezi trecerea? O vezi? Te gândești la ea? Sunt un tip care a studiat foarte mult, a studiat toate religiile, a băut inclusiv ayahuasca, am fost la șamani, sunt nebun. Planta aceea care te face... E oribilă. Da, e oribilă, da. Are un gust oribil, am înțeles că am citit despre ea, spun șamanii. Am fost în Peru, da. Și am, în Peru, da. Și am băut din ea, este oribilă și la propriu și la figurat, dar am băut din ea pentru că am vrut să văd dacă într-adevăr te trece într-o altă dimensiune, dacă vezi alte lucruri. Se spune, este indicat să nu povestești și să nu fii întrebat, pentru că există un păcat și al celui care te întreabă și vrea să știe ce s-a întâmplat acolo și al celui care povestește. Mi-asum niște păcate, mare lucru nu vezi sau depinde de subconștientul fiecăruia. Depinde ce vrei. Se spune că, mă rog, consumul sub supraveghere, că nu poți să-l bei sigur ca nebunul, că practic sunt oameni învățați ai locului, da, șamani, care îți spun ce și cum te supraveghează, astfel încât să-ți poți reveni după consumul. Da, nu, ăsta. Și sunt șamani puternici și șamani mai puțin puternici. Care de exemplu, cele care sunt afectate cel mai tare sunt femeile, pentru că se spune că nu au atâta putere, să nu spunem că sunt mai slabe, da, atâta putere, nu au atâta putere încât să... nu mor, Doamne ferește, dar nu mai pot fi extrase, în ghilimele spus, din acea din formă, în care sunt și pot rămâne anumite probleme. În fapt, experiența asta, din ce am citit și eu, doamnelor și domnilor, poate ați citit sau ați auzit că a deschis Cătălin subiectul, este vorba despre aducerea unor engrame. Deci engramele sunt undeva în spatele nostru. Traume din copilărie, momente pe care nu le-am vindecat, supărări foarte mari, peste care trecem că suntem niște persoane sociale și nu vrem să ne vadă lumea rupți în fund. O prostie, din punctul meu de vedere, da? Că trebuie să asumi situația ta, cum ai scătărit puțin. Asumă-ți situația. Sunt trist, sunt revoltat, sunt foarte fericit. Mulți trecem de poveștile astea ca și cum n-ar fi existat. Ele urmărindu-ne în viață și te miri ce la un moment dat dintr-o scânteie ai niște reacții care nu sunt justificate, ca impact vorbesc, ca forță. Ele vin de undeva din spate și asta înseamnă aducerea în față, vindecarea lor, recunoașterea lor, ca să știi ce s-a întâmplat asumarea lor, de fapt, și acceptarea. Pe baza acestor etape, poți să vezi, anumiți oameni au văzut oareși ce în viitor, să spunem. Dar nu există un viitor. Sunt niște, cum să spun, niște particule, sunt niște entități care apar și dispar și pe care nu ți le poți explica decât dacă ai citit foarte mult sau dacă vrei să ți le explici într-un anume fel. Ai vrut să știi ce se va întâmpla cu tine? Da. Ai vrut să știi, de exemplu, când vei muri? Nu, pentru că asta știe doar Dumnezeu și nici nu vreau să știu când voi muri și cum voi muri, pentru că e un prag pe care doar trebuie să-l trecem. E că nu-i sfârșitul, spui tu. Nu-i sfârșitul, nu, categoric nu-i sfârșitul. Nu, din contră. Trebuie să... Ca și nașterea. E o chestie firească, poți să te naști și să mori la 3 luni sau poți să te naști și să mori la 100 și ceva de ani. E un prag firesc. Există ceva ce ți-a scăpat pe lumea asta? Adică ce n-ai făcut pe lumea asta? Să le înșir. Ai zis așa, am făcut dragoste cu mai multe femei în același timp. Da, astea sunt... Cred că foarte multă lume. Chestii superficiale. Știi ce se întâmplă? Suntem ipocriți când vorbim, când spui, domnule, am făcut dragoste sau swinger sau... Știi cât fac și spun niște măși și spar niște sfinte filoftee și... Nu, hai să nu vorbim că ar foarte trebui bine, să faci 10 emisiuni. Ok. Deci sunt convinsă că așa este. Nu știu, ai iubit băieți? Nu. Nu. Da, îmi iubesc prietenii de același sex, prieteni. Doamne ajută, da. Iubirea este o chestiune care vine iubirea de la mine. Să știi că nu are limite, nu are granițe, nu are sex. Și nu are sex. Și să știi că cea mai importantă, după sănătate, este iubirea. Dacă nu iubești, dacă nu dăruiești iubire, degeaba trăiești. Asta iar am învățat-o în timp. Te-ai drogat? Nu, niciodată. Niciodată. Nici n-aș putea, știi că odată am zis, după ce mi-am pus stand-urile,
parcă marihuana. Și am zis, Doamne, nu, cum, nu știu cum voi reacționa, am 5 stand-uri, 6 cu cel de anul ăsta. Nu, mi-e frică. Nu, nu fac lucruri de care mi-este teamă și care cu 100% mi-ar pune în pericol sănătatea. Nu, nu, chiar nu vreau să mi-o fac cu mâna mea. Nu, nu m-am drogat. Niciodată. Niciodată. Și nici nu cred că am să o fac. Nu cred. Nu, de ce? Dacă vreau să mă simt bine, mai bine beau mai mult. Mai bine bei mai mult decât... Cum crezi? Foarte repede oricum. Deci nu ți-a scăpat nimic din lucrurile astea foarte de nevorbit pentru alții? Da, nu, de ce stai? Nu vreau să fiu ipocrit, dar m-am jucat în viață cu tot ce mi-a oferit viața frumos. Asta este un jocul ăsta ajut, este un apanaj, de fapt e un sprijin pentru un om creator, pentru un om care creează? Nu neapărat, nu știu. N-are legătură una cu alta? Dacă e creator de modă, poate să fac orice. Nu poate să fac asta orice om normal. Depinde de, eu știu, de granițele și de acele bariere peste care vrei să treci, dacă vrei să treci, depinde cât de mult ai studiat, cât de mult ai citit, pentru că dacă ești într-un mediu rural și nu citești și doar te uiți la televizor, nu poți. Orizontul tău este foarte îngust, sigur că da, privești doar așa, nu, am spus, nu. N-aș putea să nu... Mă uit la știri, sunt disperat să văd știrile, să văd ce se întâmplă în lumea asta în fiecare moment, în toate canalele de știri sau de Discovery, sau citesc foarte mult, cel puțin în copilărie. Mi-aduc aminte că și acum mai sunt acele biblioteci întregi cu sute mii de cărți pe care le-am parcurs, deci nu... Cum crezi că arată inima ta acum? Că dacă ai... Acum cred că este tristă. Aș fi iară ipocrit să-ți spun că sunt un om fericit. Contra tuturor aparențelor, am de toate, dar n-am nimic. Este cea mai tristă inima mea când vin sărbătorile. De Crăciunul, Revelionul, Paștele reprezintă acele perioade pentru mine în care sunt trist. Pentru că, deși sunt înconjurat de familie, de prieteni mulți și sunt bogat din acest punct de vedere că am câțiva prieteni, restul e vid. Asta e prețul. Am înțeles că trebuie să plătesc un preț pentru asta, din păcate. Celebritatea este una frumoasă, dar apăsătoare și care își cere un preț în timp. Care e prețul, Cătălin? Sacrificiu, muncă multă, sănătate făcută praf, în cazul meu inima. Și puțin prieteni sau mulți prieteni? Nu, eu am. Poate că unii sunt mai interesați. Dragoste, copii? Copil am, deci nu se pune problema. Deci? O dragoste adevărată sau cineva, mai bine spus, care la, eu știu, la vârsta mea să mă mintă frumos. Adică nu s-a născut femeia care să te mintă frumos? Ba da, au fost câteva care m-au mințit frumos de-a lungul timpului, dar nu suficient de bine, pentru că eu m-am maturizat și mă prind. Știi, îmi place să spun uneori că eu am scris cartea. E greu ca fetele astea din ziua de astăzi s-o parcurgă. Sau rămân la capitolul 1-2. De ce ai așa o părere despre fetele din ziua de azi? Că le bași pe toate într-o cutie și spui fetele din ziua de azi. Pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni. E o generație foarte sterilă. E o generație superficială, care nu-și dorește nimic. Mă îngrozesc și mă gândesc oare că acești copii vor ajunge să ne conducă mâine. E foarte profund. De pe urma acestor copii vor exista niște pensii, vor trebui să existe niște pensii care nu știu cum se vor plăti. Mă gândesc. Ei ne vor conduce. Dacă întrebi un copil de 20, hai să spunem așa, eșantionul 22-30, cei sub 22 sunt mult mai motivați. Am văzut, studiază, vor să își caută joburi pe afară, jos cu pălăria pentru cei sub 20 de ani. Deci 20-30? Da, de 22-30 toți sunt toți și toate. Pentru că băgăm aici și femei și bărbați, toți își doresc, dacă îi întreb ce vor să facă, neavând studii, atenție, un post ușor de manager, să câștige câteva zeci de milioane, nedându-și seama că acele zeci de milioane în mână înseamnă mult mai mult cu taxe. Dacă nu găsesc acest post, ceea ce e foarte greu să găsești un post în care să nu muncești și așa mai departe, atunci apelează fetele la chat, caută bărbații aceia celebri cu bani, care sunt din ce în ce mai puțini, care la fel nu-și dau seama că sunt pentru acei bărbați, ele sunt doar niște aspirine și atât, pentru că la urma urmei, dacă sunt însurați, toți la soțiile lor se vor întoarce. Da? Iar în cazul bărbaților, la fel. Dacă nu găsesc acel job, caută la fel o femeie cu bani care să-i întrețină, apelează în ultimul rând la, eu știu, același chat celebru care îi îmbogățește peste noapte, dar trebuie să înțeleagă că banii ăștia câștigați ușor se duc la fel de ușor. Dacă te uiți
tu probabil că n-ai trimis să faci așa și te felicit pentru că mă enervează groaznic. Toată lumea stă în mână cu telefonul și stau pe Facebook sau pe Instagram. Și eu stau pentru că eu promovez, sunt ambasadorul și imaginea zeci de branduri. Dar restul stau să vadă, sunt la un hunting permanent în care văd care, cum, ce mașini și-au pus, dacă e o redută care de cucerit, știi, dacă e un trofeu, înțelegi? Nu e. Te uiți la fete, toate sunt poze cu buzele așa, cât mai decoltate, le mai lipsește prețul. La fel, băieții toți sunt pozați la sală cu mușchi, cu abdomene, sperând că câte o doamnă cu bani, cu dare de mână, îi va interpela. Ori de câte ori mă uit la Bianca, când o trece prin fața mea așa, și o perioadă, spun sincer, chiar m-a interesat personajul pentru că mi s-a părut fabuloasă transformarea. Fabuloasă transformarea, da. Înțelegi ce spun? E ca și cum eu aș fi aici în, nu știu, 2 ani Charlize Theron. Să fim serioși. Deci, încă o dată, eu ori de câte ori o văd pe Bianca, te văd pe tine. Înțelegi? Și tu spui acum despre fetele care stau așa și... Da, dar mi-am asumat asta. Bianca măcar, Bianca măcar a reușit. Deci, toată lumea nu i-a dat nicio șansă. A spus, o sterilă, femeie gonflabilă. Nu, nu era chiar așa. Pentru că dincolo de aspect, are ceva. Și-a pus nu știu câte zeci de silicone. Nu, domne, și-a pus doar niște silicone, atât și în buză. Nu și-a scos coaste, nu și-a făcut fesierii. Lumea e rea. Dar, dincolo de asta, ea a fost o ambițioasă. I-am învățat-o niște chestii. Chiar dacă lumea nu le-a văzut, a ajuns totuși unde și-a dorit. Își dorea să facă presă televiziune. Că o face la un alt nivel, nu contează. La urma urmei, multă lume e pe sticlă și nu merită să fie acolo. Are o afacere pe care o conduce, pe care am observat-o așa din nou. Se ocupă, aleargă, muncește, se duce să ia material, vinde. Pentru cei care se uită și au văzut, fetele vorbesc, care au văzut imaginea ei, au zis, ăsta este începutul. Deci noi ce avem noi de făcut în această viață ca să ne fie bine? Păi, Cătălin Botezatu a luat personajul din punctul ăsta, l-a dus în punct... A fost o provocare. A fost o provocare. Nu înțeles că eu m-am jucat. A fost o provocare. Uite, joaca asta a ta a mers atât de bine, încât probabil zeci de mii de fete în țara asta... Dar nu sunt zeci de mii de botezatul. Asta e problema. Și sunt zeci de mii de oameni care iau aceste tip de Bianca pentru ca un bun de larg consum, ca aspirină. Asta nu înțeleg fetele. Eu am luat-o pentru că a fost... M-am îndrăgostit, mi-a plăcut, fizic vorbind. După care mi-am dat seama că e un challenge pentru mine și am zis, am să fac o transformare din această fată. Și am făcut-o și am reușit, repet, ea face fashion, ea vinde, trăiește din modă, contra tuturor aparențelor. Sunt oameni, uite, ca Patos, care spunea, niciodată nu o să fac asta, mă, nimic, termină. Și acum zice, băi, ai avut dreptate, am avut dreptate, punct. Dar e un exemplu, ca peste tot în lumea asta. A fost un exemplu, restul nu pot întâlni. Este un exemplu de cât de ușor ne putem îndrăgosti de o imagine și cât de tare poate să fie reper în viața noastră. Da, dar asta nu înseamnă că trebuie să fie un exemplu și pentru societate. Adică nu toată lumea vrea să fie... Eu am văzut copii și acum, trag un semnal de alarmă părinților care împing, care vor să fie ca Bianca Drăgușanu. Nu, părinți, aveți grijă de acest lucru. Este un pericol, pericol ceea ce își doresc fetițele pe care le aveți acolo. Nu. Mai întâi să studieze, pe urmă că ele vor să-și pună tot felul de silicoane și că acced către tot felul de lumi din astea care, deci e foarte care important. Sunt găunoase. Deci creatorul unui brand în România, spune atenție, atenție. Da, este o lume găunoasă. Atenție. Da, nu asta este calea. Nu, și oricum nu asta este calea când n-ai pe cineva în spate care să urmărească... Exact, dacă nu ai în spate, ca și designer, că am trecut repede la un alt registru, ca și designer, toți vor să facă design vestimentar, vor să se facă creator de modă. Nu, degeaba faci o facultate, degeaba, dacă nu ai în spate pe cineva, un spate financiar puternic, mori a doua zi. Atenție. Mare. Sunt niște pași care trebuie strategii gândiți, da. Spui tu. Și apropo de pași și de generație, această generație își dorește să sară niște etape. Foarte nu corect. Poți să sară aceste etape, n-ai cum, nu poți de aici să ajungi acolo, step by step. Step by step. Se apropie finalul, poți să crezi discuției noastre? Da. Îmi place la tine la emisiune. Mă bucur tare mult, Cătălin, spune-mi, te rog, că se uită lumea la noi, ai mai spus asta, probabil, reamintește-le oamenilor anul viitor cum va fi din punct de vedere
tumultos. Eu nu am niciodată, nu pot să spun că am un om... Vestimentare, evident, cravata ta este... A, vestimentare. Eu știu ce se întâmplă. Sunt omul care, chiar dacă fac ceea ce fac, nu pot să dau sfaturi oamenilor în general, pentru că oamenii au bani sau nu au bani. Dacă eu mă apuc să vorbesc acum despre trenduri, iarăși dam de notă ipocrizie și v-aș spune, îmbrăcați-vă așa, așa. Oamenii se spune, de unde să ne îmbrăcăm? Mă bucur foarte mult că ai abordat asta. Mă bucur enorm, enorm, enorm. Și vii tu și ne spui tu care îți drângă în brățările. Asta, eu sunt altceva, sunt designer. Câte brățări sunt aia? Câte brățări? Multe. Foarte multe brățări. Dar sunt designer și apropo de asta, să știi, uite, hai să vorbim de lumea politică. Dau niște sfaturi pentru lumea politicienilor. Te rog, te rog. Că toți sunt bărbați. Am văzut în ultima perioadă, domnilor, atunci când vă adresați un electorat care v-a ales din nefericire uneori, nu îi jigniți, nu încercați să epatați. Alegeți un costum elegant, decent ca și culoare. Asta vorbind, dacă ești într-un parlament, într-un senat și așa mai departe. Și vă recomand, singurele accesorii permise unui bărbat sunt butonii, pentru că este foarte elegant să porți o cămașă cu butoni. Deci butonii, ceasul și verigheta. Atât și nimic altceva. Nu epatați cu alte tâmpenii. Orice șnuruleț de port-bonheur și așa mai departe devine un ceva de prost gust. Acasă, în particular, pentru că sunteți oameni, puneți-vă tot ce vreți, îmbrăcați-vă sport, tot felul de zorzoane, dar în fața electoratului niciodată altfel, niciodată în culori tari. Da, la polul celălalt, dacă vrei să te fii îmbrăcat casual, eu propun prin magazinele mele tot ce e mai nebun. Tot felul de combinații. Tot felul de combinații, da. De culori, tot felul de... Dar nu în fața electoratului. Îți place cum se îmbracă președintele Iohannis? Are un mare avantaj. Că e înalt. Are prestanță. Da, 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 și drept. Și atunci, indiferent ce îi pune, poate că aș schimba puțin cravatele alea, că parcă are aceeași cravată tot timpul, ca și culoare, mă refer. Dar... indiferent ce îi pune pe el, arată bine. Avem un președinte. Avem ok. Un președinte ok, da. Ce înălțime ai, Cătălin? 1,86-7, cred că am mai scos un centimetru. Aveai 1,88, cam așa, când erai cel mai bun manechin al Europei. A fost cel mai Europei. Bun și cel mai rapid manechin din Europa, da. Long time ago. Long time ago. A fost o plăcere discuția cu Cătălin Botezatu. Sunt oameni frumoși, dincolo de faptul că sunt și oameni frumoși, au niște lucruri de spus. Oricând or să fie la Adevăruri de Viață, oameni care au lucruri de spus. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Îți doresc un an tumultos, cum îți place ție, și cu inima asta, cu 5 stenturi, cât ai zis că ai, chiar. Blândă, bună și împlinită. Cătării. Același lucru îți doresc și eu. Mulțumesc pentru invitație, iar telespectatorilor tău le doresc un an nou fericit, multă, multă sănătate și, repet, așa cum spuneam mai devreme, multă iubire. La mulți ani. Doamnelor și domnilor, la mulți ani! Doamne ajută!